încântat să fiu în mijlocul dumneavoastră, mai ales după această perioadă care a trecut și care a fost foarte grea. Știu că a fost foarte grea, deoarece dacă aș face o paralelă între ceea ce faceți dumneavoastră în domeniile de activitate, aș putea face un titlu de glorie și m-aș lăuda că la Primăria Botoșani avem cele mai multe coduri CAIAN. Pentru că ne ocupăm de multe domenii. Unele și economice, unele și sociale, unele culturale. Și știu ce a însemnat acest an pentru economia locală și cred că dincolo de cifrele la care a făcut referire, îmi doresc ca profitul pe care l-ați realizat să fie mai mare decât inflația, care a fost la cifre destul de înalte. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați rezistat în această perioadă, pentru faptul că oferiți locuri de muncă, chiar dacă acestea nu sunt într-un număr atât de mare, cum spunea domnul președinte și când a făcut referire la cele 30.000 de locuri de muncă din județ, m-am gândit că m-ați chemat aici să mă faceți de râs. Aș avea oarecum pârghii să influențez domeniul economic. Dar nu a fost așa. Într-adevăr, ponderea sectorului public s-ar putea să fie mai mare decât acelui privat în județul Botoșani, dar nu aș pune acest lucru pe seama decidenților sau a celor care au putere de a decide această soarte, ci și pe poziționarea geografică. Pentru că avem un handicap din acest punct de vedere, ca să nu intru mai mult în detalii, cred că dacă am fi fost în altă parte a țării, cu aceiași oameni, am fi avut rezultate mai bune. Dar ține de noi toți să avem rezultate mai bune în viitor și aceste rezultate se reflectă și în veniturile pe care le avem la Primăria Botoșani, cu care oferim și servicii publice destul de importante. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Cel mai mare venit al Primăriei Botoșani îl reprezintă venitul din cotele defalcate din salarii. Deci, cu alte cuvinte, cu cât economia este mai sănătoasă în municipiul Botoșani, cu atât mai mulți bani colectăm, cu care se putem oferi servicii publice. Să oferim subvenții, pentru că este important să ne gândim și la cei care nu au avut posibilități extraordinare să se descurce și să ne fie mult mai bine. Și o să închei, domnule președinte, pentru că am văzut că ați avut foarte multe citate care mi-au plăcut, un citat care îndeamnă la solidaritate și spune în felul următor. Cu cât ai mai mulți bani, trebuie să construiești o masă mai mare și nu un gard mai înalt. Mulțumesc tuturor și felicitări!